Dragi prieteni, astăzi sărbătorim 33 de ani de independență a Republicii Moldova. De-a lungul acestei 3 decenii ați avut dubii, ați avut de făcut alegeri, dar ați realizat și progrese importante. Acești 33 de ani au arătat că aveți un spirit de neclintit. Este primul an în care moldovenii se pot gândi diferit la ziua independenței. Acum, odată cu începerea negocierilor de aderare, sunteți pe calea de a deveni un stat membru al Uniunii Europene. Și puteți să vă întrebați dacă odată cu aderarea Moldova își va întări independența sau vă pierde din ea, în calitate de stat membru al UE. Este o întrebare pe care și-au pus-o cetățenii din toate țările membre și candidate. Iar răspunsul, după cum am văzut, este că independența lor s-a fortificat. Ei au devenit parte a unei familii mari și puternice. În această familie, vocile celor mai mici contează la fel de mult ca vocile celor mai mari. În octombrie, veți lua o decizie istorică în cadrul unui referendum. Veți alege viitorul, hotărând dacă veți adera la Uniunea Europeană. Această alegere va defini parcursul țării și pentru generațiile următoare. Am avut o deosebită onoare să vizitez sala în care a fost semnată declarația de independență. Am stat alături de unele dintre personalitățile curajoase care au semnat aceea declarație, precum și de un grup de tineri entuziaști care reprezintă viitorul Moldovei. A fost o experiență deosebită și un memento al drumului parcurs de Moldova și al legăturii dintre generații. Semnătarii declarației au proclamat independența țării. Este în mâinile voastre să o faceți mai puternică. Pe măsură ce avansați pe calea integrării europene, UE rămâne hotărâtă să vă fie alături și să vă sprijine ca un prieten adevărat. La mulți ani, Republica Moldova!